Păcălit și Băluț a crezut că va fi lovitură de colț. Miculescu este în careu. Miculescu! Prima ocazie mare pe care FCSB o are această partidă. Vine în minutul 6 la șutul lui David Miculescu, omul care l-a înlocuit față de partida din Ghencea, în atac pe Daniel Popa. Miculescu are prima ocazie. O centrare respinsă foarte bine de Alexandru. Sare Olaru, se ciocnește destul de urât. O ciocnire urâtă, cred, cu Ado. Probleme mari. Sângerează și echipa medicală trebuie să intervină urgent. FCSB are o bancă puternică. Beten, Al-Hassan, portarul Vlad. Vlad Chiricheș, Daniel Popa, Musi, Kiki, Luis Felipe, Haruț, Nana Andvi, Pansâru și Ejuma. Vine și Miculescu să ajute, recuperează Crețu, schimbă cu Ștefănescu, se bate Crețu foarte bine și acum îi pasează lui Ștefănescu. Este o superioritate pe partea dreaptă pentru FCSB. Cu Ștefănescu scoate pentru Olaru, poziție de șut pentru Olaru! Ce șansă are FCSB! Minutul 37, Olaru aproape să deschidă scorul. Mișpati scoate mingea de sub bară, fază splendidă reușită de Olaru. Extraordinar șutul lui Olaru, minge respinsă cu vârful degetelor de portarul lui Maccabi Tel Aviv. Mingea lovește bara și va fi lovitură de colț pentru FCSB. Elanul lui FCSB e și mai pronunțat ca în debutul meciului. FCSB e echipa mai bună în aceste momente. Ar fi cazul să vină și golul. Ce ocazie ratează Olaru, cea mai bună șansă de care... La picioare de data asta. Să vedem dacă sunt serioase problemele lui Olaru, un jucător de bază pentru FCSB. A arătat foarte bine și în seara asta, în ciuda loviturii foarte puternice pe care a încasat-o, în ciuda acelui bandaj. Autorul celei mai mari ocazii ale acestui meci, iată-l pe Olaru. Spre World Cup pe 6 septembrie în Kosovo, la Priștina, în direct la Antena 1. O centrare pentru Felipe! Felipe! Era pe tavă pentru Felipe, chiar dacă nu e un jucător de lovituri de cap excepționale. Un jucător micuț, dar mingea asta era de gol. I-a căzut tava din mână. Centrarea a fost pe excelentă. Luis Felipe avea toată poarta în față. Batten, iată-l, cât de bine a centrat, cât de bine s-a demarcat și Luis Felipe. A ajuns în poziție clară de gol. 23 de minute care s-au scurs până acum. Acum e periculos Târnovanu. Intervine la șutul lui Zahavi. Revedem prima acțiune la care Târnovanu are treabă în meciul ăsta. Zahavi își face simțită prezența. Centrarea lui Felipe! Mare ocazia lui Popa! Trimite cu capul puțin pe lângă poarta lui Mișpati. Poziție ideală pentru Daniel Popa. Se joacă din nou cu ocaziile FCSB. Dar ce bun a fost și centrarea lui Felipe! O grămadă de ratări. Daniel Popa a ratat cum a ratat și Felipe. Din nou, o poziție ideală pentru o lovitură de cap. Popa șterge mingea neconvingător. Se trimite spre colțul lung. Vine acum centrarea respinsă foarte bine de Daua și șansa lui Felipe să pornească contraatacul. Beten este cel care sprintează. Mingea pleacă însă foarte bine la Popa. Popa pentru Beten! Beten! Gol! Beten! FCSB dă lovitura la Budapesta! Poate fi golul calificării în turul 3 preliminar Champions League! Extraordinar! Un gol picat, așa cum ai pomenit mai devreme, o răsplată pentru inspirația lui Luis Felipe, pentru efortul lui Beten. Doi jucători introduși pe teren de Elias Haralambus în repriza a doua, inspirație, putem spune, la aceste schimbări. Luis Felipe, Popa și Beten. Trei oameni noi intrați pe teren în repriza a doua dau lovitura pentru FCSB în minutul 90, când toată lumea se gândea la prelungiri. Vine acest gol fenomenal al lui Beten,
care o poate duce pe FCSB în turul 3 preliminar din Champions League. Acolo o așteaptă Sparta Praga. Mai sunt 4 minute și jumătate de emoții pentru FCSB.